Atac sângeros în Kosovo, unde un microbus plin cu elevi a fost atacat de un bărbat înarmat cu un Kalashnikov. În urma incidentului, mai mulți pasageri și-au pierdut viața și alți câțiva au fost răniți, iar atacul avea la origine dorința de răzbunare. Vă avertizăm că urmează informații cu un impact emoțional. Doi elevi, unul în vârstă de 17 ani și altul de 19 ani, împreună cu șoferul microbuzului, au fost uciși în urma atacului efectuat de către un bărbat înarmat. Șoferul a murit pe loc, în timp ce elevii au decedat la spital. Alți doi elevi au fost răniți și au trebuit transportați la spital. 8 pasageri se aflau la bordul microbuzului în momentul în care a fost atacat. Potrivit informațiilor preliminare, atacul ar fi fost făcut din răzbunare. Anterior incidentului, șoferul ar fi dat jos pe un pasager care le-ar fi hărțuit pe câteva eleve. Deranjat de gestul șoferului, pasagerul și-ar fi luat un Kalashnikov, iar ulterior ar fi așteptat întoarcerea microbuzului. Locul în care incidentul a avut loc este însă cunoscut pentru faptul că alte atacuri armate au mai avut loc în trecut.